piața aceasta este cumva foarte bine conturată, e bine, nu sunt de acord cu această practică. Ar trebui să fiți respectați. Salutare din nou! Astăzi o să vă povestesc câte ceva despre comisionarea ascunsă a specialiștilor. Specialiști, după cum știți, în construcții sunt chiar constructorii, arhitecți, designeri, meseriași. De nenumărate ori am primit propunerea de a da un discount, un beneficiu, un comision celui care mi-a adus o comandă pentru un anumit client. Ei bine, nu sunt de acord cu această practică, nu o susțin și nici nu o încurajez. Consider că fiecare trebuie să câștige din ceea ce face el, iar specialistul trebuie să câștige strict pe munca lui și nu să fie agent de vânzări, iar dumneavoastră, ca și clienți, ar trebui să fiți respectați. Ca să verificați buna intenție a celor care vă recomandă anumite produse, ei bine, puteți să luați oferta lor și să vă duceți și în alte părți să verificați dacă propunerea este una corectă. Înainte de acest lucru, puteți să vă informați și online, pentru că e mult mai simplu să cereți o ofertă, dar diferențele pot fi foarte mari. Și vă spun asta din experiența clienților noștri, la cheltuieli de 10.000 de lei pot fi diferențe și de 3.000 și de 4.000 și de poate mai puțin, 2.000, da? Oricum, sunt niște bani care îi puteți plăti în plus dintr-o simplă neatenție sau din prea multă încredere. Piața aceasta este cumva foarte bine conturată și nimeni nu prea vorbește despre ea, pentru că nu vrea să se pună nimeni rău cu arhitecți, cu constructori, cu designeri. Da? Toată lumea merge așa. Mai dă un comision, mai face un seminar, mai trimite cadouri. Ei bine, pot să vă spun că sunt și specialiști foarte corecți cu clienții lor, care sunt alături de ei și de bugetul lor și își iau banii doar pe munca și pe ceea ce fac aceștia. Nu credeți și cercetați înainte să cumpărați. Succes!